Bună seara, bun găsit tuturor! Doamnelor, domnilor, în prima parte a emisiunii din această seară vom vorbi despre perspectivele fotbalului doljean. Sunt foarte mulți tineri care s-au remarcat în anul 2018, așa că, cel puțin în acest punct de vedere, putem vorbi despre un viitor pe care îl are fotbalul din județul Dolj. A fost și o competiție care a vizat și județul nostru, vorbim despre Cupa Satelor la fotbal, o competiție organizată de către Federația Română de Fotbal. S-a urmărit prin această competiție talentele care pot deveni viitoarea generație a fotbalului românesc de mâine. Alături de mine, domnul Horațiu Stănescu, președinte AJF Dolj. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație, sărut mâinile telespectatorilor dumneavoastră, la onoarea telespectatorilor dumneavoastră și mă bucur că ne revedem în începutul acestui an. Doamne ajută, domnul Cristian Pițichi, antrenor AS Pro Junior Craiova. Bună seara, mulțumesc pentru că și dumneavoastră sunteți alături. Seara și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, vorbeam chiar înainte de începutul emisiunii despre faptul că în ultima lună anului 2018, în luna decembrie, a fost organizată o gala sportului, ați fost invitați și dumneavoastră fotbaliștii și cei care până la urmă manageriați fotbalul din județul Dolj la această gală. Noi am participat și la gala Cupa Ilie Bal aceasta pentru că este un eveniment care se dorește a deveni unul de tradiție în județul Dolj. Este un nume mare pe care trebuie să-l păstrăm viu în memoria noastră a tuturor. Așa că vă propun la începutul emisiunii să urmărim un scurt reportaj legat de această gală pe care noi l-am realizat. O snaga făcuța noastră dulcea, vin dintre români cei mai fierbinți, din nou și până-n ou și până-n dulcea, și până-n ou și până-n meniți. Oltenii are pernaterea noua, un pernă care astăzi ne-i pierdinți, al Universitatea Hai Craiova, cu campioane ne-i pariniți. Nu au putut lipsi de la această gală foștii colegi ai lui Ilie Balage la Craiova Maxima, împreună cu alți componenți ai universității, care au aparat cu brio culorile alb-albastre. Au fost prezenți Sorin Cârțiu, Silviu Ilun, Costică Donose, Naia Ungureanu, Pavel Badea, Florin Cioreanu, Ion Velea, Marian Băcu și Gică Craioveanu. Poate ar fi fost frumos să fi fost o gala fotbalului doljean și să-i fi purtat într-adevăr numele pentru că merita, dar asta s-o fi făcut și când era în viață. De fapt, noi mai tot timpul încercăm să scoatem în evidență calitățile românului cam după când nu mai e. În rest, am spus, sunt amintiri frumoase cu el. Din păcate s-a dus cel mai mare fotbalist al României. Mă bucur că primăria și autoritățile au dat acestui premiu în numele lui Ilie și sperăm să ne vedem peste vreo 50 de ani la fel. Invitată de onoare a fost fata cea mai mare a lui Ilie Balaj, Lorena, care a declarat că va duce mai departe flacăra lui Ilie Balaj și se va implica în fotbal. Am senzația că tata e plecat și că va trebui să se întoarcă. Exact, trăiesc cumva sentimentul ăla ca atunci când el pleca în străinătate. Sigur că mă întâlnesc cu realitatea când merg la cimitir. Nu știu ce să zic. Oricum, cum am mai spus de atâtea ori, legendele nu mor. Tata trăiește puțin prin mine, puțin prin sora mea, puțin prin copiii noștri. Sunt bucuros de faptul că am reușit să aducem emoția și bucuria în același timp, pe lângă durerea pe care o avem fiecare în suflet față de ceea ce simțim când spunem cuvântul numele Ilie Balaj. În cadrul galei au fost evidențiați cei mai buni juniori, premiile fiind distribuite după cum urmează. Fotbalistul junior al anului 2018, Valentin Mihailă, de la Universitatea Craiova. Antrenorul anului 2018, Dragoș Sebastian Bon, Universitatea Craiova. Anul 2000, Marian Șerban, Universitatea Craiova. Anul 2001, Iovan Marcovici, Universitatea Craiova. Anul 2002, Ștefan Bairam, Universitatea Craiova. Anul 2003, Daniel Croitoru, CSZ Știința, Universitatea Craiova. Anul 2004, Mihnea Dinu, Pro Junior Craiova. Anul 2005, Alexandru Capac, Universitatea Craiova. Anul 2006, Patrick Rădulescu, CSS Craiova. Anul 2007, Mario Ilie, Pro Junior Craiova. Anul 2008, Eduard Curcă, Academia Gică Popescu din Craiova. Simt mândru pentru că am fost ales în această gală. Sunt fericit, în primul rând, că clubul are încredere în mine
sper ca și pe viitor să fie la fel. Evenimentul a fost transmis în direct de TVR Craiova. Anul viitor, înainte de decernarea premiilor, se va organiza și un turneu. Domnule Stănescu, cum ați caracteriza anul 2018? În primul rând, față de ce ați spus noastră înainte de acest mic reportaj care l-am urmărit, aș vrea să fac o precizare cu permisiunea dumneavoastră. Încă de la începutul mandatului meu, în 26 noiembrie 2016, am căutat, deci începând cu anul 2017, să găsesc deschidere la autoritățile locale să organizăm și noi, Craiova, județul Dolj, o gală a fotbalului craiovean, o gală a fotbalului doljan. Deci discuția fusese făcută. Din păcate, s-a sincronizat cumva acest lucru cu decesul marelui nostru fotbalist, legendei noastre, minunii noastre blonde. Și la scurt timp după decesul acestuia și după înmormântare, am fost chemat de domnul primar Mihai Genoiu și de city managerul Sorin Manda pentru a purta o discuție la această inițiativă a mea mai veche și care dânsii și-au lansat această oportunitate, ca să spun așa, de a o denumi Gala Fotbalului Doljan Ilie Balaci, de a discuta dânsii cu doamna Lorena pe Balaci și pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru faptul că ne-a permis să folosim numele marelui tată al ei pentru a avea această denumire a gălii fotbalului Doljan. Și împreună cu sprijinul Consiliului Local Primăria, respectiv am spus a domnului primar și a lui Sorin Manda, am reușit într-un timp foarte scurt să punem bazele și să organizăm această gală, care, nu o spun eu, ați spus-o și dumneavoastră, și presa, și mass media, chiar a fost o reușită și asta am văzut și pe chipurile foștilor membri ai generației de aur, ca să spun așa, între ghimerea Craiovei Maxima și ai campioanei Mari Iubiri, pentru că acolo în sală au fost reprezentanți ai mai multor generații ai echipei noastre de suflet Craiova. Pentru anul viitor preconizăm să fie ceva mai amplu, cum spunea și noastră, și acele turnee care se concretizau și cât a fost în viață și la care participa Ilie Balaci, care era Cupa Ilie Balaci, dar știți cum este, mult până când începe. Important este că am reușit acest lucru, de fapt noi am fost parteneri cu Primăria Municipiului Craiova în organizarea acestui eveniment, deci nu am fost invitați, am fost chiar organizatori. Bine, sprijinul cel mai mare ni l-a oferit și mai ales financiar primăria, dar și noi cu puținii noștri angajați și cu colaboratorii noștri am reușit să ne ridicăm la înălțimea evenimentului și să facem ceva frumos, cum spunea și noastră, în memoria înaintașilor care nu trebuie să-i uităm. Acum pot să vă continui la întrebarea care mi-a spus-o ulterior. Da, cum ați caracterizat dumneavoastră anul 2018? Fiecare an are și realizări, are și neîmpliniri, are și plusuri, are și minusuri. Nu vreau să vorbesc de fotbal în general, pentru că, vedeți, și fotbalul și sportul implică în ultima vreme o grămadă de alte coordonate, ca să spun așa, și cu se interferează și cu economia, și cu politicul, și cu alte probleme. Dar eu sunt mulțumit că la nivelul anului 2018 am reușit să facem pași înainte și mai ales județul nostru pe linia tinerilor sportivi. Am reușit să atragem din nou cât mai mulți sportivi tineri, pentru că, vedeți, generațiile actuale, din nefericire, aceasta este situația, cum v-am spus, geopolitică sau cum vreți să o caracterizăm, mulți copii nu se mai îndreaptă către sport, mulți copii preferă internetul, sunt mulți copii care provin din familii care sunt plecate la muncă peste hotare și atunci nu se îndreaptă către sport. Și atunci este și meritul acestor cluburi și asociații sportive care la noi s-au înmulțit în ultima vreme și am reușit la începutul campionatului să avem numai puțin decât de 24 de asociații și cluburi care se ocupau exclusiv cu activitatea de copii și juniori. Pe traseu a mai dispărut una, două, dar în fiecare vară mai vin altele. Din acest punct de vedere chiar sunt foarte mulțumit, pentru că o spun statisticile, dacă urmăriți site-urile noastre de specialitate, o să observați, și nu vreau să-i jignesc, dar fără falsă muzestie, celelalte județe ale Olteniei nu au la un loc atâtea asociații și cluburi cu caracter juvenil cât avem noi, iar noi într-o săptămână desfășurăm mai multe meciuri decât celelalte patru județe ale Olteniei împreună. Asta e un lucru foarte bun, l-avem alături de noi și pe domnul Pițichie.
Am omis noi în știre, evidențiați și dumneavoastră, faptul că în anul 2009 cel mai bun jucător, Alex Tudor, pro junior Craiova, aveți rezultate destul de bune. Eu sunt prieten cu unul dintre părinții care au la clubul dumneavoastră unul dintre copii și îmi povestesc despre faptul că reușiți să faceți lucruri bune, deși aveți anumite lipsuri, v-ați dori ceva mai mult, mai mult sprijin și financiar, bănuiesc. Cât de greu este să menții un nivel destul de ridicat în condițiile actuale pe care le sublinia și domnul președinte? E foarte greu. Ne confruntăm cu problema financiară, în primul rând. Încercăm să aducem cât mai mulți sponsori pentru a face lucrurile și mai bine, dacă se poate. În acest an, 2018, am avut rezultate foarte, foarte bune. La grupele de 2004, unde suntem calificați la Under 15, la elită, unde suntem pe primul loc. Sperăm să ne calificăm la finalul campionatului pe primul loc, să mergem în primele 16 echipe. Avem grupa 2006-2007, angrenată în campionatul județean, categoria D, unde suntem pe locul 4. 2008 locul 3. Deci, echipe foarte, foarte bune. Și la această gală organizată de AJF și primărie, am obținut 3 locuri, am obținut 3 distincții. Distincții la 3 categorii diferite, la 2004 Mihnea Dinu, la 2007 Ilie Mario și, cum a spus și dumneavoastră, la 2009 Tudor Alexandru. Cum simțiți, nu știu, tânăra generație care se îndreaptă către clubul pe care dumneavoastră îl manageriați? Cum a spus și domn președinte, e foarte greu. Copiii în ziua de astăzi au cu totul altă ocupație, tehnologia, e greu. Noi ne confruntăm cu problemele astea, mergem prin școli, împărțim flyere ca să putem să-i atragem, să-i aducem la fotbal. Dar ușor, ușor, generațiile mai mici, 2009, 2010, 2011, sunt îndreptate către fotbal de către părinți. Mă gândeam în timpul în care dumneavoastră expuneați aceste idei la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Este, cred că, clubul care funcționează cel mai bun din punctul de vedere al tinerilor pe care îi crește. Asta pentru că Gică Hagi susține la diverse paliere fotbalul românesc. Cred că nu există club din România care să nu aibă în componență jucători care să fi plecat de la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Ar trebui ca și în Craiova, nu știu, a încercat Gheorghe Popescu această, o experiență cu această școală de fotbal pe care o deține la noi. A avut rezultate la un moment dat, mai multe coborâșuri decât suișuri. Credeți că ar trebui ca, nu știu, oamenii care își doresc până la urmă să investească pe termen lung în fotbal să se îndrepte către un astfel de proiect? Și acest răspuns presupune o discuție mai lungă, dar vreau să fiu destul de succint prin a vă explica că ceea ce a făcut Gică Hagi este ceva aproape unic în România, nu în Europa, și că într-un viitor lumea trebuie să înțeleagă că sprijinul în fotbal trebuie să vină din domeniul privat. Gică Hagi, având și un fond de bani pe care a reușit să-i câștige în toată activitatea lui, a investit, și mi-aduc aminte de acum 10-11 ani, când plecasem de la Armata Craiova și eram președinte la Internațional Curtea de Argeș cu oltenii noștri, Fane Stoica, Nae Ungureanu, Vali David și cu olteanul între ghilimele Vasile Mănăilă, zis Marinaru, discutam pe această temă și Gheorghe Hagi era la început, trecuse de prima fază, nu avea încă echipă în Liga 1, dar făcuse grupele de juniori, avea echipă atunci în Liga 3 și promova în Liga 2 și ne povestea Mănăilă, care provenea din județul Constanța, ce investiții și ce sacrificii a făcut Gică Hagi și câte, la numele lui, câte greutăți a întâmpinat. La fel și la noi trebuie să ne uităm și să se investească din mediul privat, mai ales că ultimile legi, și vorbesc de Ordonanța 38 din 2017, concretizată în legea 90 pe 2018, permite investiția de bani publici și în domeniul sportului, bineînțeles păstrând anumite rezonanțe. În acest punct de vedere, și noi, AJF Dolj, am reușit, din cei aproape 100 de membri afiliați care avem în momentul de față, să, în ultimii 2 ani, aproape un an jumătate, 2 ani, să-i convingem să transformăm peste 30 și ceva din asociații sportive în cluburi sportive. Pentru că aici legea este mai permisibilă și dă voie să se sponsorizeze aceste activități ale copiilor.
După cum ați spus și dumneavoastră, în anul acesta, marele câștigător a fost Pro Junioru. Nu ne uităm la echipa Craiovei, care, de fapt, îi spune U Craiova 1948, Club Sportiv S.A. după ultimile acte în regulă și care e și normal, fiind echipa fanionă a orașului și a județului și a Olteniei, și-a tras partea leului, între ghilimele, leului, deoarece este chiar mascota și simbolul echipei. Dar Pro Junioru a venit cu 3 premii și, în afară de Pro Junior, au mai accesat câte un premiu și Academia Gică Popescu, de care amintea și dumneavoastră, și Clubul Sportiv Școlar Craiova și Clubul Sportiv Județean Craiova. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui să fiți sprijinit, nu știu, și de Asociația Județeană de Fotbal și de mediul de afaceri? Citim foarte multe informații care ne revin din presa din străinătate și totuși România are niște juniori talentați care activează la cluburi importante din Europa, nu sunt foarte bine mediatizați și cunoscuți, dar avem și în Italia juniori care activează la cluburi recunoscute, avem și în Anglia tineri care au plecat din România și care vor face pasul la un moment dat către fotbalul mare. Asta vă întreb acest lucru pentru că lucrul ăsta se reproșează fotbalului românesc. Nu mai avem rezultate din cauza faptului că nu mai avem jucători care să activeze la cel mai înalt nivel la cluburi recunoscute din străinătate. Și întrebarea era pentru dumneavoastră, domnule Pițiche. Problema se pune în infrastructură. Nu sunt multe baze de a face antrenamente, de a duce pe copii la fotbal. E foarte, foarte greu pentru că întâmpinăm probleme cu terenul de fotbal în județul Dolj. Mergem la comunele apropiate de orașul Craiova ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Deci totul este la infrastructură. Restul, eu zic că putem să le facem. Fondul este bun? Adică cei pe care îi antrenați dumneavoastră îi vedeți într-un viitor apropiat făcând pasul către niște echipe care să le ofere o perspectivă? Bănuiesc toți își doresc ca Pro Junior să fie o rampă de lansare către o altă echipă care mai târziu să le creioneze o altă direcție în fotbal. Da, și eu și colegii mei am stat mai tot timpul la discuție asta să vedem ce putem să facem, dacă putem să-i ducem mai departe pe acești copii. Sunt copii foarte, foarte talentați, copii care promit și își doresc foarte mult să ajungă cât mai sus în fotbalul român și de ce și peste hotare. Bănuiesc că acum cei care investesc cel mai mult în acești tineri sunt părinților. Aveți și, nu știu, anumite informații și cunoașteți niște intențiile unor oameni care, nu știu, supraveghează fotbalul și la nivelul acestea de mai jos, astfel încât să-și dorească să investească într-un tânăr pe care îl văd și îl simt ca fiind unul de perspectivă? Nu am informații, dar fiecare club în parte sau fiecare asociație sportivă în parte caută sponsori, caută să găsească sponsorizări pentru a avea o continuitate mult mai lungă. Restul, totul deține numai de părinți. Părinții susțin cât mai mult pe acești copii minunați și noi suntem alături de ei pentru a învăța ABC-ul fotbalului. Eu cam de că acum câțiva ani, cred că nu se mai organizează, acum era Cupa Gillette parcă la fotbal. Da. Tocmai asta se urmărea, vizionarea unor talente pe care mai târziu să le promoveze în fotbalul mare. Lipsesc astfel de competiții acum. Aici vă răspund eu, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că a fost și la nivelul anului trecut, 2018, și noi și aici v-am spus, dând dovada de lipsa de modestie, dar faptele sunt concrete, a organizat Federația Română de Fotbal programul Team Barac. Și în luna martie, pe o vreme ploioasă, am reușit la Ișalnița să strângem peste 100 de copii, din care au fost selecționați 2, care ulterior au ajuns la Barcelona. În fiecare regiune au fost selecționați câte 2. La noi a fost un băiețel din județul Gorj și un băiețel portarul de la CSS Craiova. Și acum sunt în ograda Barcelona? Nu, au fost duși acolo, dar sunt în vizorul scouterilor de la Federația Română de Fotbal, al căror director tehnic este, după cum știți, al acestui compartiment este domnul Mihai Stoichiță, dar efectiv omul care conduce acest compartiment este fostul comandant al Craiovei Maxima, Gheorghiță Giolgău. De fapt, Ion Giolgău, noi spunem Gheorghiță, dar el este Ion Giolgău. Da. Aici o asemănare întâmplătoare care provine din Pielești și
ASE Pro Junior Craiova își desfășoară activitatea la Pieleș, care este în zona Craiovei. Dar pe lângă această competiție, Federația Română a mai lansat și alte proiecte și noi suntem printre, ne putem lăuda că suntem printre județele care suntem acolo sus. Deci în afară de acest timbarac, am reușit și în Interliga Națională, care normal este organizată pentru copii under 7, under 8, under 9 și under 10. Rezultatele nu contează. Pe un teren mare de fotbal se împarte în patru, cu dimensiuni diferite, și joacă acești copilași, pentru că sunt copilași. Și de la asociații, și de la cluburi existențiale, dar și de la alte entități care vor să vină să practice acest sport. Nu contează rezultatele, contează numai bucuria de a juca fotbal. Suntem singurul județ din Oltenia care organizează, alte județe organizează în Moldova sau în Transilvania fiecare competiție, pentru că la această competiție trebuie să fie minim 12 asociații sau cluburi, și la noi au migrat și județul Mehedinț, și Gorjul, și Vâlcea, și Oltu, și mai nou și Teleormanul a venit tot la noi. Am reușit în această toamnă să și ASE Pro Juniorul participă, să organizăm trei date a câte două etape, deci 6 etape, iar în primăvară vom continua această promovare a fotbalului juvenil. În afară de această interligă, și dumneavoastră aminteați de această nouă inițiativă a anului 2018, a Cupei Satelor. Ne-am și întâlnit la Ișalnița. Ne-am întâlnit exact Burleanu, când a venit președintele Federației, a venit special cu domnul secretar general ajung, domnul Gabi Bodescu, și cu domnul Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice, cum spuneam, și au fost profund impresionați, deoarece atunci au participat și la o echipă, o etapă de interligă, când au venit la București, întâi au oprit la baza de la aeroport, baza modernă totuși, care din punctul ăsta de vedere, cred că nu multe județe au cum avem noi aici, și pe această cale mulțumim și Consiliului Județean. Da, acolo investiția Consiliului Județean. Exact, pentru că prin amabilitatea domnului președinte Ion Prioteasa ne-a fost pusă la dispoziție gratuit pentru aceste evenimente, care spun așa, care sunt naționale, pentru că noi strângând din toată regiunea Oltenia și Tele-Oltenia, că la Teleorman putem să zicem Tele-Oltenia, am fost sprijiniți și ne-a fost asigurate facilități ca să putem să facem gratuit aceste activități, și avem promisiuni că și în viitor vom dezvolta o colaborare foarte frumoasă cu Consiliul Județean de data aceasta. După care am mers și am văzut inclusiv pe stadionul CFR o partidă de fotbal feminin, pentru că la noi în județ avem și fotbal feminin a echipei Luceafărul Filiaș, iar în viitor va avea o pondere deosebită, din câte ați văzut, se preconizează, tot cu intervenție de la UEFA și de la FIFA, ca echipele de Liga 1 să fie obligate să aibă echipă de fotbal feminin. Deci echipele de Liga 1 masculin se preconizează ca din vara aceasta, dacă nu cel târziu din vara lui 2020, să aibă și echipă de fotbal feminin. Și vor veni fonduri speciale prin programele grassroots pentru fotbalul feminin. Iar din acest punct de vedere am mai mers tot la fel să vedem o bază privată care este în localitatea Mischii, în colaborare și cu care dețin acolo clubul, are franciza clubului Milan, și au rămas profund impresionați, dar tot din mediul privat este și acea investiție. După care ne-am deplasat la Ișalnița, unde ați fost și dumneavoastră, ca să se vadă o etapă din această competiție. Și acum nu tot statisticile o spun și site-ul FRF-ului, am reușit să bătem reprezentanta Moldovei, respectiv Suceava, și a Banatului Cara Severinu, care au reușit să strângă 58, respectiv 62 de echipe. Noi am fost primii cu 64 de echipe participante din satele și comunele județului Dolj. La noi competiția nu s-a terminat, până pe 15 martie trebuie să dăm câștigătoarea, pentru că faza regională, ca să spun așa, pe județele Olteniei, se va desfășura tot la noi și presupun că tot la Ișalnița. Și aici, tot dând dovadă de lipsa de modestie, județul Mehedinț a avut 8 participante, județul Gorj 8 participante, județul Vâlcea a migrat cu 4 participante, deoarece condiția minimă era să aibă 8 participante la județul Olt, și acolo s-au strâns 32, dar au rămas 28. Deci noi am avut 64, mai mult decât toate celelalte 4 județe. E o pepinieră bună, județul Dolj, avem și o istorie care ne ajută. Acum trebuie să se și investească în aceste zone care sunt mai defavorizate. În acest punct de vedere am reușit, pe lângă sprijinul Federației Române de Fotbal, care ne-a trimis materiale și de propagandă, dar și mingi și echipamente pentru desfășurarea acestor turnee, am reușit, cam parteneriat cu Direcția Județeană de Tineret și Sport,
care suntem de altfel și chiriași și dânșilor și ne oferă tot sprijinul, să accesăm un program al Ministerului Tineretului și Sportului, din care am reușit să achiziționăm mingi de fotbal și să dăm aceste mingi de fotbal copiilor care au participat, deci câte una la fiecare echipă care a participat la această competiție. În județ cum arată bazele sportive? Pentru că și asta e o discuție destul de complicată. Primăriile, din câte știu, investesc mai mult în aceste bazele. Sunt într-adevăr sportive. Și primării fruntașe, sunt și care sunt mai puțin interesate. Deci, ca peste tot, sunt și locuri fruntașe, sunt și locuri codașe. Important e că acolo unde conducerea Consiliului Local, respectiv primarul, viceprimarul, sunt angrenați și le place fenomenul, deci totul se dezvoltă ok. Și așa, vreau să spun, chiar cu 3 zile înaintea nefericitului eveniment cu Ilie Balaci, am fost la, de fapt, nu inaugurare, la lansarea, ca să spun eu așa, a noului stadion, care era de fapt cel vechi, dar mult îmbunătățit, cu tribune, cu vestiare, de la Dăbuleni, unde organele locale, în frunte cu domnul primar, au invitat în miercuri aceea Craiova Maxima și mai puțin Ilie Balaș, care n-a reușit să ajungă atunci. Au fost și Nae Ungureanu, au fost și Sorin Cârțu, și Negrilă, și Donose, au fost mai mulți acolo. Bine, totul s-a terminat și cu o mică petrecere, dar Dăbuleniu a investit foarte mult și a reușit să creeze un teren de fotbal și vestiare și tribune care sunt la standarde care tind spre Liga 3. Din acest punct de vedere, pot să vă spun și dumneavoastră, știți asta, și Ișalnița, și Podariu, și Cârcea îndeplinesc aceste standarde, dar vin din urmă și localitățile din sudul județului, ca să spun așa, cum este și Calafatul, cum este și Băileștiu, cum este și Bechetu și Ostroveniu și Cetate, și m-aș bucura să fie cât mai multe. Dar totul depinde de conducătorii locali ai respectivelor localități și de dorința lor și de atracția lor către acest fenomen care rămâne fotbal. E greu pentru un antrenor să motiveze familiile să îi susțină pe copiii pe care îi aduc către diversele cluburi din județul Dolj? Da, întâmpinăm greutățile astea pentru că părinții nu au răbdare cu micuții lor, vor ca peste noapte să ajungă super, super fotbaliști, dar tot le repetăm răbdare, pentru că nu peste noapte se face... Da, investiție pe termen lung. Investiție pe termen lung, dar nu e obligatoriu ca toți acești copii minunați să ajungă fotbaliști. Noi îi susținem, îi pregătim și sperăm ca în viitor apropiat să avem și noi câțiva copii acolo, la, de ce nu la Universitatea Craiova sau de ce nu în Prima Ligă. Câți copii antrenați? Câți sunt la clubul pe care îl reprezentați? În jur de 100 de copii avem la Prejunior Craiova. Varia de selecție destul de mare, 100 de copii înseamnă ceva. Da, funcționăm din 2013, avem și rezultate. În 2016 am fost vice-campion pe țară, grupa de 2007. În 2017 ne-am calificat cu 2004 la un turneu zonal de la Simeria. În 2018 am fost chiar cu grupa de 2007 la Târgoviște, unde am jucat finala și am pierdut-o. Acum suntem calificați cu 2004 la turneul Under 15 la Elită. Suntem pe primul loc și sperăm să venim și cu cei mici 2010-2011 la același nivel. Din experiența pe care o aveți dumneavoastră, sunt tineri care au potențial și care se pierd din diverse motive. Nu știu, familia nu mai poate să îi întrețină. Apar tentațiile. Viața sportivă, bănesc că este una destul de grea, presupune multe sacrificii pe care nu știu dacă cei mici reușesc să și le însușească. Da, până la vârsta de 14-15 ani putem să-i controlăm, adică nu sunt tentațiile așa de mari decât telefoane, ceva, calculatoare, dar după 14-15 ani începe și pentru ei să fie adolescenți. Deși cred că atunci e mai motivant să continue cu antrenamentele acestea susținute, astfel încât să se remarce și să ajungă la un club mare care să-i lanseze în fotbal. Da, au dorința asta la 16, 17, 18 ani să afirme, să ajungă fotbaliști. Dacă nu reușesc atunci, mulți dintre ei renunță pentru... Dar nu e obligatoriu să la 16, 17, 18 ani să fii fotbalist. Sunt mulți jucători de fotbal și avem exemple care au ajuns mult mai târziu, 25, 26, 27 de ani. Dar încercăm pe cât posibil să-i îndrumăm că a fi fotbalist trebuie să facă multe, multe sacrificii. Aveți așa un copil care vă place și pe care îl vedeți în fotbalul bun, mare, în viitorul? Sunt. Pe lângă cei 3 care au luat premiile acestea,
Mai sunt și alții, dar ar fi... Nu vreți să-i defavorizească. Să dau nume acum, să nu se supere ceilalți, dar sunt. Sunt cu siguranță care, după părerea mea, cred că poate să ajungă fotbalist. Dar v-am zis, numai cu sacrificii și cu foarte, foarte multă muncă. Noastră credeți că aici este cheia succesului în fotbalul românesc și relansarea fotbalului românesc și readucerea lui într-o urnă valorică superioară, investiția în acești tineri și răbdarea cu ei? Da, și domnul Gheorghe Hagi tot de asta are rezultate, a investit foarte, foarte mult în copii. Numai dacă investim în infrastructură, în copii și aducem la cel mai mare nivel, putem să creștem fotbalul doljean, fotbalul românesc și așa mai departe. Am un prieten jurnalist, probabil cunoașteți, Gabi Balica, a fost cu echipa de handbal în Norvegia, o țară destul de mică ca și număr de locuitori, și asta îmi spunea faptul că se investește masiv în zona aceasta care poate crește copii, juniori, tineri, în toate sporturile posibile. Sportul e o a doua natură a norvegenilor și vedem că ei performează nu numai în sporturile de iarnă, dar vedeți că au rezultate și în handbal și în fotbal. Deja sunt un nume mare în peisajul sportiv internațional. Putem împrumuta, din punctul meu de vedere, niște modele care deja funcționează, însă sărăcia asta cred că e greu de biruit. Vedeți, ajungem tot acolo unde nu ar fi trebuit să vorbim, dar dacă tot m-ați provocat, interferează sportul, implicit fotbalul, cu politicul și cu economicul. Pentru că economia Norvegiei este diferită față de cea noastră, politicul da, este altă, o mândrie, altă mentalitate, au un orgoliu. Și atunci se văd aceste investiții, pentru că politicul, sprijinit pe un economic puternic, pompează în acest sport juvenil, nu spun fotbal juvenil, în copii și juniori, și atunci se văd și rezultatele. Făcând, referindu-mă strict la nivelul fotbal, și roadele a ceea ce a investit în ultimii 4 ani, aproape 5, actuala conducere a Federației Române de Fotbal, când a mizat pe introducerea acestor competiții sportive juvenile, care încep acum să-și arate roadele, pentru că în ultima vreme, să fim realiști, nu a mai avut succese așa mari la nivel nici de echipe de club, nici națională, la seniori, dar încep să apară roadele la echipele de juniori, care, vedeți, naționala Under 21 este calificată în primele 8 pe Europa și am ratat la mustață și vă aduceți aminte când aici în Craiova era meciul cu Suedia și la cealaltă națională mai mică pentru câteva minute exact. Acea calificare. Încep să-și arate roadele, dar exact ce spunea și dumneavoastră, totul se face pe termen, nu scurt. Străinul investește pe termen lung și atunci și noi trebuie să învățăm de la aceste țări, să implicăm politicul, să implicăm economicul ca să tragem foloasele și să avem rezultate și în sport. Simțiți că lucrurile sunt pe un făgaș normal? Vă place cum... Nu vă întreb cu cine a votat Doljeu atunci când s-a reales președintele Federației Române de Fotbal, dar sunteți mulțumit de această echipă, modul în care se raportează și la județul Dolj? Că bănuiesc că și sincer fiind, și relația pe care o ai cu președintele Federației Române de Fotbal ajută într-un fel sportul din regiunea din care faci parte. Din acest punct de vedere, cred că suntem un pic răsfățați. Eu mă cunoșteam cu actuala echipă de conducere a Federației Române încă dinainte, când eu eram președinte de club și ei îndeplineau alte funcții în fotbalul românesc, dar nu erau la casa fotbalului. Și de când am fost votat președinte la județul Dolj, am dezvoltat un parteneriat, ca să-i spun așa, de pe poziții de nu de superior sau inferior, nu deci o discuție și cu președintele Federației Române de Fotbal și cu ceilalți membri din conducere, și am reușit să, printre puținele județe care am reușit să accesăm și la nivelul anului 2017 și anului 2018, acele fonduri în valoare de 5.000 de euro, la care și noi am mai pus ceva, și am reușit să dăm la echipe echipamente, mingi, fanioane de colț și alte mici ajutoare. Deci noi ne-am respectat parteneriatul și din partea Federației Române de Fotbal am găsit deschidere. Deci dacă din județul respectiv nu se fac proiectele, nu se caută căi de dialog, cum poți să ai rezultate? Bineînțeles, trebuie să ceri mai mult ca să primești cât vrei, dar dacă faci 7 proiecte și reușești să accesezi 4-5, tot este un câștig.
Din acest punct de vedere, v-am spus, pentru anul acesta, 2019, ne-am orientat să dezvoltăm proiecte pe linie grassroots, care sunt foarte bine finanțate de UEFA și de FIFA și se primesc bani la Federația Română de Fotbal, care redistribuie către județele care fac astfel de proiecte și, nu în ultimul rând, și pentru fotbalul feminin. Credeți că, nu știu, vă întreb, ar trebui o coalizare la nivel de regiune? Vorbeați dumneavoastră că la un moment dat există o astfel de compatibilitate între Dolj, Mehedinți, Telorman și așa mai departe. Ar trebui oarecum regândit și modul în care este structurat fotbalul? Ar ajuta mai mult să se acționeze pe nivel de regiune? Din acest punct de vedere, chiar am avut la întâlnirea din februarie 2018, pe care am avut-o cu președinții de AŞF-uri, bineînțeles organizată de Federația Română de Fotbal, la inițiativa președintelui Federației, domnul Felix Grigore, care știți că a manageriat clubul nostru Craiovan și aici așa o perioadă, și acum este managerul compartimentului competiții de la Federația Română de Fotbal, răspunzând inclusiv de sectorul juvenil, am dezvoltat niște simulări prin care am organizat campionate la nivelul unei ligi între Liga 3 și Liga 4. Liga 3 știți că este organizată de federație, Liga 4 de județe. Da. Inclusiv pentru copii și juniori. Am simulat pentru viitor. Cam ce ar însemna, ce costuri, ce probleme, ce... Și se pare că inclusiv cu aceste activități care nu ni le-au permis, nu pentru județul Dolj, care oricum putea să le organizeze, cum v-am spus și cu Interliga și cu Timbaracu și cu Cupa Satelor, au permis migrarea celorlalte județe și aici mai fac o paranteză, au început să ne vină inclusiv arbitrii din județele vecine pentru că au văzut că promovăm și arbitrii de la noi din județul Dolj și este o pepiniere bună și din acest punct de vedere județul Dolj. Tot timpul este loc și de mai bine, iar asta vreau să spun și la nivelul nostru mai facem și greșeli, pentru că asta este, nu poți să nu greșești. Când ai atâția membri afiliați și atâtea cluburi, nu poți să-i mulțumești tot timpul pe toți. Mai sunt și nemulțumiri, dar căutăm să le rezolvăm pe cale amiabilă, să le arătăm și aceste regulamente, cum sunt și legile și statutele. Mai lasă loc de interpretări, sunt anumite articole care se contrazic. Dar printr-un bun dialog, v-am spus cu Federația, și nu putem să spunem dacă era mai bine așa sau dacă era mai bine așa. Noi, oricum, județul Dolj, suntem mulțumiți de parteneriatul care îl avem cu Federația Română de Fotbal și sprijinul reciproc pe care îl avem și cred că rezultatele se văd, iar v-am spus, cred că alte județe sunt invidioase pe noi pentru că președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și echipa de conducere a Federației a vizitat numai puțin de 4 ori la diverse activități în cursul anului 2018 județul Dolj, ceea ce nu multe județe pot să se mândrească cu acest lucru. Și la aceste competiții la care a participat, a avut un dialog sincer și deschis, inclusiv cu echipele de copii și juniori, care a venit mai mult pentru ele în două ocazii. Și din acest punct de vedere vreau să remarc nu numai echipa Universității Craiova, dar și Pro Juniorul, și Oltenia Junior, și Clubul Sportiv Școlar Craiova, și Clubul Sportiv Județean, și Dinamic Craiova, și Gazmetan CFR Craiova. Deci nu vreau să omit pe câteva dintre ele care au avut succese și la nivel național și care participă inclusiv la competiții organizate de Federația Română de Fotbal, dar vin din spate și alte cluburi sau asociații nou înființate, cum sunt Britania Craiova, cum sunt Leii Sudului, Milan Academy, deci sunt echipe care se afiliază în fiecare an și cred că într-un viitor o să depășim 30 de cluburi și asociații care să fie exclusiv pe copii și juniori. Și avem competiții, deci la A1, la C, la D, la E, la F, la G, spre deosebire, încă o dată, nu vreau să-i jignesc sau să-i supăr de alte județe în care au campionat organizat cu două echipe. Iar noi avem mai multe serii. Așa este. Pro Junior ce își dorește în 2019? Pro Junior își dorește, în primul rând, să califice la Under 15 în primele 16 echipe pe țară și de acolo să vedem dacă intrăm în primele 8. Deci asta e obiectivul nostru pe 2019. Adică este cel mai la îndemână, să zic așa. Credeți că vor veni și alți tineri către clubul dumneavoastră? Bănuiesc că ați devenit cunoscuți în peisajul fotbalistic din Craiova. Da, sperăm. Sau vă doriți lucrul ăsta?
sperăm. Porțile noastre sunt deschise pentru toți copiii, îi așteptăm cu mare drag. Vorbeam noastră despre selecția pe care o faceți și în școli. Aveți parteneriate, nu știu, cu inspectoratul școlar județean, anumite școli. Încercați să le insuflați această dragoste pentru fotbal? Da, în general, școlile de fotbal sunt împărțite, cum ar fi pe cartiere. Sunt în diverse cartiere. Noi ne aflăm în partea asta, Calea București, Valea Roșie, Serari, împărțim cu Oltenia Junior, Dinamic Craiova, Craiovița, Real Craiova. Deci sunt școli de fotbal în toată Craiova. Lipsesc terenurile de fotbal pe care le întâlneam la colțul blocului, nu știu, acum ani de zile. Era un lucru pozitiv faptul că iată, copiii aveau unde să se joace, acum nici în curtea școlii nu prea îi mai vezi petrecându-și timpul liber. Din păcate așa este, nu mai avem acces în curtea școlii, s-au făcut câteva terenuri sintetice în afara Craiovei, câteva baze sportive frumoase, cum e Electrofluxul, Arena Flux, așa îi se spune, Atletico și-a făcut două terenuri de sintetic. Sunt câteva terenuri bune, dar terenuri dimensiuni reduse. Terenuri mari, cum a spus domnul președinte, decât Consiliul Județean, o bază super ok, o bază unde ne poți să desfășori activitatea fără probleme. Evidenția, domnul președinte, următorul aspect, faptul că dezvoltarea economică se regăsește și, iată, și în dezvoltarea fotbalului. Vă uitați cu, nu știu, cu invidie, cu dorința de a se îmbunătăți lucrurile atunci când mergeți în țară la diverse competiții? Uitați în curtea altor cluburi, vi se pare că se investește mai mult în alte regiuni, în alte zone? Nu pot să spun acest lucru, pentru noi pro junior mergem foarte des, numai noi și celelalte cluburi sau asociații merg la turnee în țară, unde mai tot timpul obținem locul 1, locul 2, locul 3, indiferent că suntem noi pro junior, Dinamic, Oltenia sau care suntem. Într-adevăr, unele cluburi chiar au infrastructură mult mai ok vis-a-vis de ce se întâmplă la noi în județul Dolj. Domnul președinte, ce vă doriți pentru 2019? Pentru 2019 ne dorim să fie un an mai plin de realizări față de 2018, să avem cât mai mulți membri afiliați, să avem cât mai multe echipe care vin, că sunt asociații, că sunt cluburi. Ne dorim și în sectorul juvenil să prosperăm, să trecem la Liga 4 cu cel puțin 16, dacă nu chiar cu 18 echipe, să avem performanțe și pe plan național, să facem parteneriate, inclusiv, cum am spus, cum am făcut și anul ăsta cu Direcția Județeană de Tineret și Sport, cu Federația Română de Fotbal, cu Consiliul Local Craiova, care, împreună cu care vom continua această gala a fotbalului Dorjan Ilie Balaci și, ca o paranteză, chiar am fost mulțumit de faptul că dacă în timpul campionatului ne mai găsim reproșuri și aici apoi este martor prietenul meu între ghilimele Cristi Pițiche, care ne mai certăm în timpul săptămânii, dar a fost o mândrie când la finalul sezonului am fost invitat la mica petrecere de Moș Crăciun și mi s-a spus inclusiv de el și de alte echipe că într-adevăr chiar a fost un regulament care a permis premierea, într-adevăr, celor mai buni copii. Bine, la fiecare nivel de vârstă sunt 3, 4, 5, 6 copilași care sunt cam la același nivel, dar a fost o transparență totală la această gala fotbalului Dorjan Ilie Balaș și, într-adevăr, cei care au luat premiile chiar le meritau și v-am spus să aștept pentru 2019, am avut o discuție deja cu domnul președinte Ion Prioteasa, să începem proiecte de colaborare și Consiliul Județean. Iar în momentul când ai deschis aceste portițe, nu poți să fii decât mulțumit. Și mulțumirea nu este numai a mea, ci și a micii mele echipe de la AJF, respectiv noi suntem numai 5 angajați acolo și 2 din cei 5 sunt cu jumătate de normă, dar am un comitet executiv care se ocupă, chiar dacă nu este renumerat, și oameni care vin din proprie inițiativă ca observatorii și arbitri și care nu sunt poate renumerați așa cum a spus noastră ca în alte județe, dar pun pasiune în tot ceea ce fac. Mai sunt și greșeli, mai sunt și nerealizări, dar sperăm să le îmbunătățim și să lăsăm urmașilor și moștenitorilor și celor care vor veni după noi porți deschise ca să facă mai multe realizări decât ceea ce am putut să facem noi. Sunt anumiți jucători care vă plac, are potențial județul nostru din punctul acesta de vedere.
La acest răspuns este într-adevăr, are un potențial foarte mare. Chiar dacă nu suntem într-o zonă economică extraordinar de dezvoltată față de totuși alte regiuni ale țării, nu suntem nici primii, nici ultimii, și aici inclusiv la baze sportive, ce vorbeați înainte și cu Cristi Pițiche, de obicei unde se fac turnee sunt echipele care au astfel de baze. Și la noi, cei care vin din alte județe, zic, ne invidiază și uite ce baze există aici, baza de la aeroport. Fiecare, și la Ișalnița este evidențiată, fiecare se laudă cu ce are, mă înțelegeți? Sunt județe care n-au cu ce să laude. Dar eu sper că și aceste schimbări în domeniul legislativ și în cel financiar economic să ne ajute și să reușim să dezvoltăm și să accesăm noi fonduri pentru a veni și în sprijinul acestor echipe, mai ales de copii și juniori, care chiar se chinuie ca să obțină rezultate și pentru a nu mai îndepărta de fenomenul acesta fotbalistic copiii la o anumită vârstă. Noi am pregătit pentru 2019 și alte surprize plăcute pentru cluburi și asociații, dar dacă acum le-am dat din casă, nu ar mai fi surprize. Mulțumesc mult pentru prezența în cadrul emisiunii. Păstrăm legătura și ne auzim. Și noi vă mulțumim pentru invitație și să sperăm că vom avea realizări mai mari. Da, ne sper ca periodic să veniți în fața telespectatorilor să discutăm despre potențialul și posibilitățile pe care le are regiunea. Să dăm câte un raport de activitate. Ceva de genul. Mulțumesc mult pentru prezență. Succes în tot ceea ce faceți. Doamne ajută. Sănătate multe și salutări spectatorilor, telespectatorilor și telespectatorilor noastre. Domnilor, domnilor, ne revedem și în partea a doua emisiunii. Vine alături de noi preotul Marius Reșanu. Vom vorbi despre acest ciclu al sărbătorilor de iarnă, care nu înseamnă numai petreceri, mese bogate, pau simbolistică, spirituală deosebită. Ne explică Părintele Reșanu despre ceea ce urmează să trăim cu toții în următoarele zile. Vine boboteaza, botezul Domnului, Sfântul Ion. Se încheie acest ciclu, însă continuăm să ne dezvoltăm și spiritual, să creștem duhovnicești. Avem nevoie de astfel de oameni care să ne susțină în aceste momente mai dificile, unele care tulbură uneori societatea și nu numai. Și pentru a intra oarecum în atmosfera acestui subiect, vă propunem să urmăriți un reportaj pe care noi l-am realizat anul trecut. Am derulat campania 100 România, o campanie prin care am încercat și am reușit, zic eu, să promovăm oamenii care au făcut și reprezintă ceva pentru societate. De data aceasta îl prezentăm pe înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, un om care reușește să mențină ridicat acest nivel. Urmărim reportajul și revenim. În acest an aniversar, mulți dintre noi au fost puși în situația de a se întreba de mai multe ori care este miracolul acestei unități spirituale, culturale a poporului român din granițele României Mari sau dincolo de aceste granițe. Un răspuns sigur îl avem. Educația, unitatea spirituală a românilor a fost asigurată de biserică. Biserica a fost totdeauna baza transmiterii unor elemente de morală creștină, de unitate, de spiritualitate. Iată de ce, în acest context, este o plăcere și onoare pentru mine să-l propun pentru proiectul 100 România, pe înalt preasfinția sa, Irineu Popa, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Irineu s-a născut pe 16 noiembrie 1957 în localitatea Perișan din județul Vâlcea. De la părinții înalt preasfinției sale, Gheorghe și Maria Popa, a dobândit o frumoasă educație creștină. Toți cei 6 copii ai familiei, 4 băieți și 2 fete, s-au îndreptat cu precădere spre slujirea lui Dumnezeu. A intrat în obștea mănăstirii Frăsinei la vârsta de 14 ani dintr-o râvnă sufletească neprelucrată. Cred că este o rânduială dumnezească și sunt convins de acest lucru, că în planul lui Dumnezeu noi suntem ceea ce existăm și ceea ce vom fi. Este adevărat că Burea Bunul Dumnezeu ne-a dat nouă posibilitate ca să facem numai binele.
depinde de noi dacă colaborăm cu Harul lui Dumnezeu sau dacă nu, stăm într-o stare de amorțeală sau chiar de întunecime sufletească și trupească. Nu m-am gândit înainte de a intra în mănăstire, ci am mers într-o zi cu un unchi de-al meu de bună vestire la mănăstirea Frăsinei și atât de impresionat am fost de viața monastică de acolo că de Sfânta Paraschiva cu 14 octombrie am și intrat în mănăstire. Am rămas în mănăstire cu condiția să merg la școală. Aceasta a fost grija mamei de a-mi impune niște condiții foarte precise. De când am intrat în mănăstire, de când aveam 15 ani, până când am ajuns episcop la Vâlcea, tot în școală am fost. Și Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca să ne pregătim pentru misiunea cu care ne-a investit, ca să fim slujitori ai Săi și în felul acesta am trecut prin toate perioadele și toate momentele de pregătire în țară și străinătate și evident că nu am depus niciun efort ca să ajung aici ca arhiereu, pentru că ei au considerat atunci că se cade să fiu pus la această lucrare ca să deplinesc misiunea bisericii. Așa se face că am intrat în arhierie și am stat în ucenicia aceasta 17 ani la Râmnic. L-am întâlnit pe înalt preasfinția sa încă înainte ca dânsul să devină mitropolit al Olteniei și am putut constata deschiderea formidabilă a domniei sale către dialog, către tot ce înseamnă spiritualitate, cultură, știință în societatea noastră. Am participat împreună la un proiect de dialog între știință și teologie. A fost, sigur, un prilej formidabil de a comunica împreună, de a constata înțelepciunea, abilitatea, eleganța cu care știe să managerieze activități, momente, locuri. În anul 1991 este numit profesor de teologie dogmatică și morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, catedră pe care o conduce până în prezent. În 2005 primește titlul de doctor în drept civil, cu calificativul magna cum laude. În calitate de decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, a construit un sediu modern pentru învățământul teologic și a pus bazele școlii doctorale Sfântul Nicodim. Educația este un lucru care aparține nobleței. Noblețea este clar că, așa cum spune dictonul francez, noblesse oblige, adică dacă vrei să fii nobil, trebuie să fii și la înălțime. Și deci trebuie să ridicăm pe copiii noștri și pe urmașii noștri la o noblețe foarte, foarte ridicată. Așadar, nu trebuie să ne lăsăm să fim niște boieri scăpătați. Și dimpotrivă să fim așa cum au fost înaintașii noștri și cum ne-au lăsat aceste valori. Ei bine, educația este lucru esențial. În seminar, în liceu, în școala generală, în grădiniță, în facultate, în universitate, toate acestea trebuie conjugate și puse la dispoziția tinerilor. Pentru că tinerii sunt urmașii noștri. Și întotdeauna am fost profesor și nu pentru că mi-a dorit să fiu mentorul generațiilor de preoți, și a fost o devoțiune, o dorință fierbinte ca să fiu dascălul celor care sunt chemați la preoție. A fost o împlinire și sufletească pentru mine că nu numai studentul învață, ci și profesorul. Pentru că fiecare om în parte are un dar de la Dumnezeu și dacă știi să-l găsești pe acela, ai câștigat și pe student și în același timp te-ai și îmbogățit tu sufletește. Așadar trebuie să facem mult, mult pentru ei, ca ei să se simte bine și slavă lui Dumnezeu avem proiecte de genul acesta și dacă ne ajută Dumnezeu, avem un proiect chiar internațional, sperăm să-l punem la dispoziție pentru un centru de tineret internațional cu multe facilități, până la 3.000 de oameni. Pe data de 27 iulie, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, s-au împlinit 10 ani de la întronizarea înalt preasfințitului Părinte Irineu ca arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei.
În toți acești ani de arhipăstorire, grija părintelui mitropolit a fost aceea de a fi alături de tineri, de a le mângâia sufletele persoanelor nevoiașe prin proiectele sociale implementate de Arhiepiscopia Craiovei și de a conserva și restaura patrimoniul cultural al Olteniei. Nu am lăsat nimic deoparte, nici problemele sociale, nici problemele culturale, nici problemele economice, pentru că toate la oaltă formează viața omului. Dacă viața omului este îmbunătățită și responsabilă, în primul rând, prin ceea ce face și prin ceea ce gândește, atunci considerăm că ne atingem scopul vieții. Evident că nu întotdeauna ne-a ieșit așa cum am dorit. Ne-am format o echipă de consilieri foarte buni, care sunt responsabili și specialiști. Evident că aproape toți dintre cei care sunt în stafful nostru sunt foștii mei studenți. Și evident că am lucrat foarte bine cu ei și aici, la facultate, pentru că formarea noilor generații depinde de noi. Singura care trebuie să vadă dincolo de nevoile omului este biserica. Biserica este aceea care nu ține cont că respectivul este intelectual sau este sărac. Poate să ajungă orice om la sărăcie, la sărăcie sufletească, sărăcie morală și sărăcie, evident, economică. Ne ducem acolo unde oamenii sunt săraci, unde oamenii sunt lipsiți, unde oamenii trăiesc agonia morții și chiar un iad. E bine, încercăm din răsputeri ca toți aceștia să îi mângâiem sufletește. În primul rând, mângâierea sufletească, pentru că să nu trebuie să considerați că acum noi avem o bancă din care să luăm permanent și să dăm acolo. Și ne gândim întotdeauna la banca iubirii. Dacă putem să spunem acest lucru, el ar trebui să fie o sintagmă, banca iubirii. Și de această banca iubirii putem să dăm efectiv la toți. Rațional distribuite, pentru că trebuie să-i dai să-și mănânce, trebuie să-i dai unde să locuiască, să fie cu adevărat și el om. Suntem un popor cu o cultură vastă. Nu venim din istorie la întâmplare, ci venim din străfundurile istoriei, din popoare care au făcut civilizație, roman și dac. Deci dacă aceste popoare sunt fundamentul culturii noastre și noi trebuie să ducem mai departe și, slavă Domnului, în Oltenia nu suntem lipsiți de aceste mărturii vizibile ale culturii, fie că sunt mănăstiri, fie că sunt scrieri, fie că sunt personalități de seamă, fie că sunt cetăți și așa mai departe, toate acestea fac parte din patrimoniul nostru și gândesc că, pe de o parte, conservarea lor este de o reală importanță și astringență. Nici nu știu când au trecut 10 ani. Unele momente au fost de neîmplinire, altele au fost de împlinire. Dar cu toate acestea ne-au învățat și cele care nu le-am putut realiza, ne-au învățat să fim mai înțelepți, mai prudenți, mai ascultători și așa mai departe. Cele care le-am realizat ne-au învățat să fim mai persistenți și să mergem mai departe. Deci consider că toți anii sunt în mâna lui Dumnezeu și că El este acela care ne dă binecuvântarea să ducem mai departe crucea aceasta până într-o zi, când va trebui să noi să le lăsăm altora munca noastră sau munca colectivă, că nu este munca mea personală, ci este munca tuturor. Dacă aș putea să dau un sfat sau putea să spun ceva celor din arhiepiscopia noastră, din țara noastră, este că să se iubească mai mult. Pentru că nu ne iubim mai mult și nu ne ascultăm mai mult, suntem nerăbdători. Nici nu ne așteptăm să termine fraza omul, că noi am dat și replica. Stăm mai mult să ascultăm, că dacă mama ascultă mai mult pe copil, l-a câștigat. Negreșit, dacă profesorul ascultă mai mult pe elev, l-a câștigat sau studentul. Dacă preotul ascultă mai mult pe credincios, l-a câștigat. Nici noi nu dăm dovadă de răbdare și nici de consecvență. Pentru că dacă stai mai mult de vorbă cu el, este imposibil să nu-i cucerești sufletul. Iar dacă ai cucerit sufletul, ai cucerit într-adevăr, ai ridicat cu o mână nevăzută greutățile și apăsarea cotidiană și apăsarea aceasta. Deci asta este foarte important, să ne ascultăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții și eu ce să spun decât că iubesc pe toți. Așa cum vă spuneam, doamnelor, domnilor, alături de noi e un prieten deja al emisiunii și al studioului TVR Craiova, părintele Marius Reșanu. Părinte Sărumâna, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în această seară. Mulțumesc eu pentru invitație. Cu adevărat mă simt acasă. Eu m-am gândit la următoarea temă. Să depășim oarecum spiritul acesta
care domină în special sărbătorile creștine și am denumit tema emisiunii Sărbătorile de Anul din perspectivă religioasă. Asta pentru că a fost așa o perioadă înălțătoare, am parcurs luna decembrie, jumătate din luna noiembrie, lună în care am postit atât cât am putut. E această interacțiune pe care ne-o dorim cu toții și comuniune cu Dumnezeu. Au venit sărbătoarea propriu-zisă, mese bogate, relații cu prietenii, fiecare am încercat să ne apropiem mai mult în familie de cei dragi. Urmează acum botezul Domnului, duminică, luni Sfântul Ioan Botezătorul și se cam încheie acest ciclu, însă continuă această luptă în lumea aceasta seculară și cu noi și cu cei din jurul nostru. Încercăm să ne construim și oarecum să rămânem așa într-o zonă de echilibru. Sigur, spiritul de sărbătoare nu se încheie niciodată, pentru că suntem chemați să sărbăm, să cinstim, să ne bucurăm, pentru că acesta este scopul omului pe pământ, de a se bucura. Atunci când Dumnezeu i-a așezat pe primii oameni, le-a spus să nu fie triști, ci să se bucure, pentru că viața este un dar, un dar mare. Pomeneați de legătura aceasta firească, până la urmă rânduită de biserica noastră, de pregătire pentru un moment atât de înălțător, care este nașterea pruncului Iisus, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, un moment de pregătire pentru a aștepta sau a întâmpina, cum se cuvine, venirea Lui în lume. Pentru că îmi place să spun frecvent lucrul acesta, vin oameni în Sfânta Biserică și întreabă: Părinte, parcă aici când deschizi ușa, timpul se măsoară altfel. Și este consemnat în scrierile părinților bisericii faptul că dimensiunea timpului sacru noi îl gustăm în această dimensiune, o gustăm în Sfânta Biserică. Pentru că în biserică timpul cu adevărat are o altă măsură față de timpul acesta fizic pe care noi îl măsurăm în secunde, minute, ore și așa mai departe. Bucuria aceasta a timpului sacru te pregătește în fiecare an pentru evenimente cum a fost și acesta al nașterii Mântuitorului Hristos. Un pic paradoxal, sărbătoarea ni se pare că se încheie mâine, pentru că este o zi de ajunare. Așa cum spuneați, după bucuria de a sta la masă împreună cu toți cei dragi, ai familiilor noastre, cu prietenii noștri, de a ne vizita rudele și așa mai departe, iată că vine o zi în care suntem chemați la înfrânare. De ce este nevoie sau cum se îngână înfrânarea cu sărbătoarea? Poate ar fi multe de spus, însă m-aș rezuma să spun că este o prelungire a sărbătorii înfrânarea. Pentru că dincolo de tot ceea ce noi numim pofta aceasta a trupului și ne-am bucurat de toate bucatele pe care le-au pregătit mamele noastre, soțiile noastre, bunicele noastre în casele noastre, iată că vine momentul acesta de înfrânare. Eu cred că este și așteptat momentul ăsta de înfrânare. Vă mărturisesc că asta vorbeam cu soția mea. La un moment dat ai nevoie de și organismul cere un moment acesta de respiro, de, așa, cu siguranță. E frumoasă și sărbătoarea asta prin toată spectaculozitatea aceasta a relațiilor interumane, agitația aceasta care a fost în luna decembrie, până la urmă descrie așa un peisaj al bucuriei, așa cum spuneați și dumneavoastră. Dar la un moment dat, nu știu, cred că e rânduită bună această înfrânare. Cum să nu? Pentru că istoria bisericii noastre confirmă faptul că
pentru oarecare vreme era sărbat și Crăciunul și Boboteaza, erau sărbate împreună. Mai apoi s-au despărțit cele două sărbători și evident sărbătoarea era pe 6 ianuarie, coincidea cu botezul Domnului, dar și nașterea erau sărbate, așa cum spuneau, împreună, însă exista un post pregătitor înainte de această prăznuire. Astăzi postul s-a scurtat la o singură zi, ziua aceasta de ajun, în care credincioșii sunt chemați chiar la post aspru, pentru că subiectul sărbătorii care este pregătită de ajunul bobotezei, așa cum spunem noi în popor, bobotează, este Sfântul Ioan Botezătorul, cel care, prin excelență, este modelul de asceză. Un contemporan al Mântuitorului Hristos, aveau aproape aceeași vârstă, de la vârsta de 10 ani, el se retrage în pustiul din apropierea Ierusalimului, în părțile de sud ale Ierusalimului. 20 de ani duce o viață aspră, o viață în care putem spune că reușește să-și subțieze toată voința aceasta a trupului, tot ceea ce este adunat în trupul acesta material pe care ni l-a dăruit Dumnezeu alături de sufletul nostru, și el reușește să ajungă la o performanță extraordinară. Faptul că rostește pentru prima dată cuvânt tuturor celor care veneau pe drumul acesta care lega nordul de sud, undeva în zona Iordanului, acolo unde își începe el predica lui, era o predică care avea un cuvânt foarte puternic. Cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul era înainte de toate un cuvânt al adevărului. Să știți că el n-a ținut cont niciodată că cei care se așezau în fața lui, devenind publicul amestecat, format din farisei, saduchei sau vameși, sau oameni simpli, comercianți și așa mai departe, toți acești trecători care veneau, coborau din Marea Galilei, de la Tiberias către Ierusalim, simțeau forța acestui cuvânt, primeau cu inima deschisă orice mustrare, pentru că el le spunea, spre exemplu, vameșilor, să nu luați mai mult decât vi se cuvine. Sau acestor apartenențe ai partidelor religioase, fariseii și saducheilor, le spunea că au două fețe, că sunt oameni care sunt fățarnici, că ceea ce fac nu reprezintă sau nu este o expresie a ceea ce este în sufletul și în inima lor. De aceea, forța acestui cuvânt plin de adevăr vine tocmai din viața aceasta aspră, o viață prin care, cum spun Sfinții Părinți, se subțiază trupul acesta. De altfel, să știți că în toate reprezentările iconografice, Sfântul Ioan Botezătorul este reprezentat cu un trup foarte subțire. Mai mult decât atât, pentru că el este socotit ultimul profet sau profetul care face legătura între Vechiul și Noul Testament. Este cel care închide toată această epocă a profeților, a prorocilor, și el este socotit un înger în trup. Este reprezentat cu aripi, asemeni unui înger, pentru viața lui plină de sfințenie.
Și este, până la urmă, descris de Mântuitorul Hristos ca fiind cel mai mare om născut din femeie. După Fecioara Maria. Da. Noi îl numim și înainte mergător, pentru că el pregătește calea Mântuitorului. Vedeți, ca și astăzi, lucrurile sunt destul de simple în complexitatea lor, pentru că avea nevoie Mântuitorul Iisus Hristos să fie prezentat, pentru că Scriptura nu ne prezintă perioada copilăriei Mântuitorului Iisus Hristos până la momentul acesta când împlinește 30 de ani, când își începe activitatea publică și el devine o personalitate publică și are nevoie tocmai să fie prezentat de o autoritate, de cineva căruia nu putea cineva să-i spună că în numele cărei dreptăți vorbește el sau cine îl împuternicește să fie el glasul celui care strigă în pustie. Și Sfântul Ioan îl tot anunță pe Mântuitorul Iisus Hristos, anunță momentul acesta al afișerii lui publice, dacă îi putem spune așa, prin faptul că toate aceste mulțimi la un moment dat încep să-l socotească pe el Mesia. Oare nu este el cel ales? Nu este el cel pe care noi îl așteptăm? Să știți că istoria vieții Sfântului Ioan Botezătorul la un moment dat este un pic alambicată, pentru că cercetătorii bibliști leagă de existența unei grupări evreiești, Marea Moartă. Da, a esenienilor, niște oameni care erau dedicați studiului în zona Qumranului în anii 1970-71, s-a descoperit într-o grotă această resursă, dacă vreți, foarte importantă, o mărturie a scrierilor biblice păstrate în pesulurile de pergament. Nu putem spune că Sfântul Ioan Botezătorul făcea parte din această grupare a esenienilor, pentru că el vorbește despre Mesia cu atâta forță. El vine să pregătească întru totul calea Mântuitorului. El este cel care deschide, care îndreaptă toate căile pentru cărările pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, în momentul în care Mântuitorul primește botezul de la Ioan, toți ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos. Este fascinantă viața Sfântului Ioan Botezătorul. Este un model atât de înălțător, de multe ori te înfricoșezi, încercând să înțelegi cu toată puterea ta omenească viața pe care acest om, ca și noi, a trăit-o în Țara Sfântă, în Palestina. Îi simțiți, părinte, particularizăm și vorbim despre craioveni, apropiați de biserică, acum ați mers, ați deschis casele oamenilor, a celor care v-au primit, ați adus vestea botezului Mântuitorului Hristos, îi simțiți apropiați încă de spiritul acesta? Sigur, sigur. Românul, să știți că are sădit în el lucrul acesta și chiar dacă mă uit fără a judeca, fără a cataloga, fără a trage linie și a da un verdict față de un gest necugetat sau față de, nu știu cum să-l numesc, o atitudine poate nepoliticoasă, însă marea majoritate a credincioșilor noștri
primesc cu multă bucurie. Este o cinste și este un lucru frumos care încă dă forță identității noastre românești, identității noastre spirituale. Bucuria de a vedea un bătrân neputincios care încearcă să se justifice înainte de toate urările firești pe care le facem atunci când mergem să vizităm familiile credincioșilor noștri, încearcă să se justifice că nu mai țin picioarele să vină la biserică. La biserică. Și îi spunem, eu cel puțin îi întăresc pe fiecare dintre ei spunându-le, puteți să vă rugați și de aici, pentru că Dumnezeu știe neputința noastră și primește gândul frumos pe care îl trimiteți acolo sus. Și dacă Dumnezeu v-a dat zile de trăit aici pe pământ, aveți dumneavoastră îndatorirea sfântă de a vă ruga pentru toți cei ai casei care poate sunt prinși de frenezia lumii acesteia în care noi trăim. Și odată simt că se umple de bucurie și zice, are un rost șederea mea aici pe pământ, chiar dacă este cu suferință, chiar dacă este cu boală și cu multe neputințe ale trupului. Vorbeam la un moment dat cu un preot care mie mi este foarte apropiat și îmi spunea un lucru care m-a impresionat la momentul respectiv și i-am dat dreptate gândindu-mă retrospectiv la ceea ce s-a întâmplat. Îmi spunea că, indiferent de vârsta pe care o ai, rămâne impregnată în memoria ta prima călătorie, primul drum pe care l-ai la biserică. E imposibil să uiți momentele acelea frumoase ale copilării când mergi la biserică. Iar eu cred că asta este și datoria noastră a părinților de a sădi și a însămânța în sufletul copilului și a celor pe care îi cunoaștem această credință despre care vorbeați dumneavoastră. Cu siguranță. E o datorie pe care o avem față de noi și față de Dumnezeu. Cu siguranță. Este un lucru sfânt acesta să fim responsabili față de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca poruncă, de a împlini această voire a lui Dumnezeu ca noi să fim într-o comuniune permanentă, pentru că trăim în lumea aceasta în care comunicarea prinde o viteză fantastică. Nici nu reușim să înțelegem măsura ei. Însă legat sau într-o strânsă legătură cu comunicarea aceasta pe care noi o avem cu cei dragi ai noștri, cu cei de lângă noi, prietenii noștri, sau cu parohienii noștri, parohia întreagă, stă comuniunea. Ori comuniunea aceasta se realizează în primul rând în Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu poți să ai o comuniune bună cu toți cei care alcătuiesc comunitatea. Mai mult decât atât, în înșiruirea aceasta este legată și cuminecarea sau împărtășirea. Pentru că atunci înțelegem în mod deplin că noi suntem legați unul de celălalt în Hristos. Pentru că El ne leagă pe toți. El ne așează și în comuniune cu El și cu lumea întreagă și într-o bună comunicare unul cu celălalt. Când pruncul, la câteva săptămâni după ce a fost botezat, este adus de mămica lui pentru a fi împărtășit. Simți acea bucurie, acea lumină în ochii lui că s-a întors într-un loc drag. Pentru că el, la taina botezului, pentru că vorbim de botezul lui Hristos, prin întreita scufundare în apă, simbolistica acestui gest liturgic este acela de a muri și a învia. Pentru că noi înviem în Hristos, noi ne îmbrăcăm cu haina de lumină pe care Hristos ne-o dă, haina tuturor darurilor a Harului lui Dumnezeu pe care noi îl primim.
Și lucrul acesta este frumos și cu siguranță copiii nu uită niciodată și vin cu drag. Avem foarte mulți copii care vin la biserică, sunt aduși de părinții lor pentru a fi împărtășiți și simți că biserica este vie, că lumina care luminează în interiorul ei cu toate suferințele, cu toate grijile lumii acesteia pe care oamenii credincioși le aduc de acasă, din familiile lor, din contextele în care își desfășoară activitatea, le aduc în biserică, simți greutatea lor. Însă la un moment dat parcă așa ca o flacără vie, când părinții își aduc la momentul respectiv al împărtășirii, aduc pruncii în fața Sfântului Altar, simți o bucurie extraordinară, o lumină care îi luminează pe toți și o citești în ochii tuturor bătrânilor care sunt în biserică, a tinerilor sau adulților care sunt acolo. Simți această lumină și cu siguranță fiecare nu uită momentul când au pășit pentru prima dată, când l-au căutat pe Dumnezeu și au simțit că în casa lui au aflat două lucruri definitorii, importante pentru viața noastră. Liniștea gândurilor și le așează omul și pacea lui sufletească. Că noi spunem de multe ori, am intrat un pic în biserică ca să mai îmi odihnesc sufletul. Că parcă câteodată îl zbicim așa și îl agităm foarte tare și zici, măi, parcă sunt obosit, dar n-am făcut un efort fizic. Mă duc să-mi liniștesc un pic sufletul. E important să experiezi această comuniune cu Mântuitorul Hristos prin Sfânta Euharistie. Trebuie să, cel puțin să ai curiozitatea asta, să faci pasul către un duhovnic și mai departe. Sigur, sigur, sigur. Pacea despre care vorbeați dumneavoastră e una pe care trebuie să o simți după ce te-ai împărtășit. Cum să nu? E lucru care, până la urmă, ne leagă cu eternitatea, ne leagă cu ceea ce noi numim pregătirea pentru veșnicie. Noi trăim aici în chip minunat împărăția lui Dumnezeu, împărăția despre care și Sfântul Ioan Botezătorul vorbea și spunea pocăiți-vă. Pocăința aceasta, vedeți, este o chestiune destul de delicată când îi spui cuiva care vine să-și ceară o povață, un sfat, întotdeauna o înțelege ca pe un lucru extrem de greu, ca pe un lucru foarte complicat. În esență, pocăința este în primul rând recunoașterea neputințelor tale, a păcatelor tale, a greșelilor tale. Dar în același timp, ca ea să fie plină, trebuie să fie asociată sau să fie însoțită de hotărârea de a nu te mai întoarce la starea de păcat. Tocmai lucrul acesta devine un pic mai complicat sau complică pocăința. Pentru că altfel intrăm într-un mecanism care se repetă într-o ciclicitate, mergem, ne mărturisim păcatele și pe urmă constatăm că am luat-o de la capăt. Ori noi nu creștem spiritual, rămânem acolo căldicei, ne place să fim așa, dar parcă spunem, e prea mult pentru mine. Ori lucrul acesta este important de a încerca să zidești. Pentru că dacă nu pui cărămidă peste cărămidă pentru a te ridica din starea aceasta, complăcându-te, vei rămâne acolo în neputințele tale. Da, dar oricum, la un moment dat îți dai seama că singurul sprijin pe care l-ai în viață rămâne tot Dumnezeu. Restul cu siguranță. Sunt variabile în viața ta, fluctuante, care la un moment dat își arată limitele. Știți ce este minunat în zilele acestea ale vizitelor pastorale pe care le facem?
faptul că există oameni care recunosc că fără Dumnezeu n-au realizat absolut nimic. Atunci când nu l-au avut pe Dumnezeu și au făcut după mintea lor, după capul lor, parcă nu s-a legat nimic. Când i-au cerut ajutorul lui Dumnezeu, au simțit că ceea ce s-a realizat este statornic, ba mai mult, și este cu folos. Și un lucru atât de drag mie când aud că oameni simpli, oameni care experimentează această legătură, această relație cu Dumnezeu, îți fac o asemenea mărturisire. Mi-aduc aminte că la țară ne povesteau bunicii că se duceau la câmp și nu se apucau de lucru până nu făceau semnul crucii sau până nu spuneau o rugăciune. Să fie totul făcut în numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu te va ajuta și Dumnezeu nu te las. Și nu o să vină seceta peste câmpul lui și o să aibă la final roadă bogată. Părinte, mulțumesc frumos pentru prezența în cadrul emisiunii. Cu siguranță ne revedem și în următoarea perioadă aici la televizor. Eu vă mulțumesc și cu drag de fiecare dată deschid ușa acestei case. Să rămână, Doamne ajută! Doamnelor, domnilor, atât pentru această seară și pentru această săptămână. Ne revedem luni de la ora 18:30 aici la TVR Craiova. Un weekend plăcut să aveți. Toate bune, la revedere!